Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod special pe canal. Gazda dumneavoastră de astăzi este chiar Kit. Ia uitați-l pe Kit aici, a zis și Aurel. Aurel, Aurel, și astăzi este ziua de naștere lui Aurică. Ia uita, ziua lui de naștere. S-a născut și el, așa că haide să-i urăm la mulți ani. Este speriat că nu înțelege ce se întâmplă aici. Multe lumini, vede motanul ăsta, nu înțelege ce se întâmplă. Așa că hai să-i urăm la mulți ani și de ziua lui va decide ce oferte cumpărăm pe Brawl Stars. Ia uitați-l pe Aurică, să uită și el pe aici. Nu înțelege ce se întâmplă, ia uitați ce frumos stau lângă el. Va decide ce oferte cumpărăm pe Brawl Stars. Ia uite-l cum se uită, îl vede pe Kit acolo. Așa că hai să-i dăm drumul, dați un like pentru Aurel să vedem câte like-uri strânge Aurel de ziua lui. Ia uitați ce comod stă, s-a obișnuit și el cu filmarea, ia uite, s-a speriat, bă. O să-i dăm drumul pe jos pentru că este speriat. Și când voi face un star power, Aurică, te vom chema. Ia uite cum se uită la Kit, bă. Uitați-vă cum se uită la Kit, iată. Îl văzut pe Kit, ia. Ia să vedem dacă se mișcă așa, iată. Uite cum se uită la Kit, Aurică, iată pe Kit. Iată pe fratii tu aici, l-au băgat ăștia în joc. Ok, vocile au început să câștige. O să-i dăm drumul lui Aurică pe jos să scape. M-a umplut de păr. M-a umplut de păr, dacă vă uitați pe mâinile mele, dar nu se vede la camera, numai și numai păr. Bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Mustars. Astăzi vom cumpăra oferte, Aurică va decide ce oferte cumpărăm. Când vom deschide steaua prima, o să-l chemăm. Așa că hai să facem repede steaua și să vedem ce apucăm din ea. Nu am mai pus căștile, dar Aurică se îndacă în poartă noroc. Avem un rare, ia vezi Aurică, ai luat... Super rare, Aurică! Mamă, ai luat super rare! Mamă, Aurică, tu ai luat super rare! Mamă, Aurică, tu ai luat legendară! S-a speriat și pisica! Nu se poate, Aurică a luat legendară! Zici că e staged asta, nici măcar nu e staged! Nu pot să te cred, Aurică a deschis legendară! Wow! Wow, wow, wow! Puneți asta pe TikTok și arătați că Aurică are noroc excesiv! Este pisicul meu norocos, a și speriat! Hai să-i dăm drumul pe jos, să plece și el și hai să vedem ce legendară ne-a picat. Nu pot să cred, și dacă stage-ul ia-mă ăsta nu e și așa bine. Wow, legendară Aurică, 1000 de puncte! Aurică, ești senzație mondială! Mondiu! Mamă, deja sunt la Global Fame următorul, wow! Aurică a rupt pur și simplu. Așa că hai să vedem ce avem aici, Permanent Vacation. Habar n-am și asta, nu știu ce-ți dă. O steluță, o, oh, un win, două, trei. Ok, o să facem asta astăzi. Și o să vedem ce ne dă, ce ne dă astăzi. Hai să colectăm și noi punctele. O să băgăm niște bănet în kit. O să cumpărăm niște oferte să ne distrăm. Spuneți-i la mulți ani lui, era să zic lui Rafael. Spuneți-i la mulți ani lui Aurel. Dați puțin că mi s-a dat pe mut. Pentru că este ziua lui astăzi. Împlinește vârsta de un an. Cei care ați întrebat, cât are Aurică? Un an are? Abia a făcut un an. Hai să vedem. Avem asta, oferta asta, suflu greu pentru că am alergat după Aurel, că nu vrea să stea la filmare. Lui îi place să doarmă și să stea la geam. Asta face el toată ziua. Hai să colectăm oferta pentru care am dat 1.500.000. Aurică, e speriat. Aurică, e speriat, bă. Era speriat Aurică, așa că astăzi o să luăm oferte. Și mi-a apărut mie ofertă, mi-a dispărut oferta, mă. Bă, alo. Alo, mi-a dispărut oferta? What? Bă, stați puțin, aveam o ofertă aici, recent apărută, foarte recent apărută, de 50 de lei cu points. Ca să le evoluăm pe Kit la level maxim. Dar l-am evoluat pe la Kit pe level maxim, mă? Nu l-am evoluat. Nu l-am evoluat pe Kit la level maxim și aveam o ofertă aici, însă nu o mai văd. Poate nu văd eu bine, mă? Nu văd eu bine aici? Că abia a apărut, să nici n-a apărut bine. Wow! Am resetat din nou. Să vedem dacă ne apare oferta. Aveam o ofertă aici la sfârșit. Dar văd că mi s-a schimbat și mi s-a pus un collector pack de ăsta. Aiurea rău de tot pentru că mi-a șters oferta cu care avansam pe Kit la level maxim, maxim, maxim. Dar ce să vezi? O să apară cei doi brawler. Lori and Larry. Larry and Larry. Lori and Larry, parcă vi-am mai arătat odată, mai de mult, hai să vedem, sunt aici. Lori and Larry, ia uitați-i, ăștia o să apară și o să fie, cred că, în PES. În PES o să fie adăugați.
Hai să cumpărăm o ofertă de aici. O să cumpărăm oferta asta. Nu știu dacă îmi place leonul ăsta. Pare ciudat leonul ăsta. City Summon, Rare Skins și Leon. Ok. Colecția de skin-uri. Ăsta e de vară. Hai să cumpărăm 1000 gold. 1000 gold vor fi cumpărați. Ai cumpărat cu succes 80 de gemuri. Felicitări X-Lader, felicitări Aurel. Unde ești Aurel? Ia uite-l. E în spate Aurel, să uită și el. Din păcate nu pot să vi-l arăt. Dar e în spate Aurel, să uită ce fac aici. Îi place să uite de la distanță. Am luat 80 de gemuri, 81 mai precis avem. Mamă, cine e ăsta? Bă, cine ăsta? Sergiu Nicolaescu, arată destul de mișto. Dacă ar fi să-l cumpăr, l-aș cumpăra, sincer să fiu. 9 gemuri, cred că ne mai rămân 9 gemuri. Și vreau să cumpăr oferta de gol pentru că vreau să-l iau pe kit și să joc suport cu el. Vreau să-l iau pe kit și să joc suport. Hai să luăm asta, 1000 de ăstea la prețul de 49, se achiziționează chiar în acest moment. Hai să vedem, 49 de ăstea vor fi date și vom cumpăra oferta. Hai să vedem, am luat, s-a cumpărat oferta și vreau să văd în locul acelei oferte ce apare nou. Ce apare nou? Aș putea să cumpăr și skin-ul de Leon. Nu cumva ar trebui să-mi apară o nouă ofertă? Habar n-am. Habar n-am. Deci, fii atent, fii atent ce luăm. Mi-a atras skin, mi-a atras atenție. Bă, și B asta e mișto. 129. Ăsta nu prea joc, dar Bea e mișto. Bea e mișto, arată mișto Bea. Voi ce ați alege, băieți? Bea? Sau ăsta? Eu nu joc tara, aia. Hai să luăm ăsta. Hai să luăm ăsta. Vom da 4700 de blinguri, 21 și 9 gemuri. 3, 2, 1 și e sigur că vrei să cumperi? Da! Și avem nou skin răgașcă cu Bea. Mega Beetle. Mega răgașcă, așa se zicea pe vremea mea, răgașcă. Rădașcă sau răgașcă. Și au plecat punctele și îmi apar noi oferte. Însă asta nu-mi place, asta de cartoni. Bă, sunt șocat că aici aveam o ofertă și cred că mai aveam ceva ore pe ea și nu știu de ce mi-au scos-o. Habar n-am, o să cumpărăm și skin-ul ăsta de Leon, dar să vedem dacă mai avem ceva. Snowman-ul ăsta, tic, nu joacă nimeni. Tic, este numai upgradat. Mai avem aici la drum, în 15 ore apare, într-o zi, în 2 zile și în 3 zile și 15 ore, aproape 4 zile, apare noul skin. Ar fi mișto să te lase să-l probezi, Billy the Kid. Vrea să zică Billy the Kid, vrea să zică. Este o referință la filmul ăla, era un film pe vremea mea, adică de mult. Hai să cumpărăm și oferta asta cu Dino Leon, pentru că ne simțim norocoși și ne simțim în bani și avem bani de la bunica. Suntem bine, am băgat din nou bani, se bagă bani pe telefonul mobil, dacă nu mă credeți, ia uitați. Jucăm pe telefonul mobil, se bagă bani, totul este cu bani aici, nici măcar nu este un episod sponsorizat sau ceva de genul. Este, am dat microfonul, mă scuzați dacă s-a auzit, să vorbesc mai tare la el. Mă scuzați dacă s-a auzit cam tare, dar asta este. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Deci vom face aia, așa că hai să luăm skin-ul cu Leon, să vedem ce skin-ul mai mi-apar. 50% gratis, ok? Leonul. Hai să-l vedem, Dino Leon. Îl luăm și pe ăsta. Ok? Superb, l-am luat. Ok, și ce face asta? Nici măcar nu l-am încercat. Ar trebui să-mi apară o nouă ofertă aici? Sau mă înșel? Eu tot vreau să-mi apară oferta aia pe care am avut-o ieri. Tot vreau să-mi apară oferta aia pe care am avut-o ieri. De ce nu mai mi-apare? Ca să avansăm ăsta. Deci uitați-vă și pe ei, trebuie... Îmi trebuie 840 așa și 340 de gemuri. 340 de gemuri. Oare cât costă 340 de gemuri? 100 de lei? Bă, și aveam o ofertă la 34 de lei aici. Eu nu știu unde a dispărut. Ori a fost asta. Trebuie să băgăm 100 de lei. Ok, nu știu dacă o să băgăm 100 de lei, dar hai să jucăm pe contul secundar, să mai facem steaua aia și să vedem ce ne pică. Nu știu tot ce tot mi-apare asta, mi-apare non-stop. Să termin într-o zi și 16 ore, trebuie să o fac. Trebuie să o fac, hai să vedem ce am pe shop. S-ar putea să am oferta aia pe care o caut eu. Ia să vedem. Uite-o mă, asta e oferta pe care o caut. Level up offer, de ce apare aici și nu acolo? De ce apare aici și nu acolo? Urât, urât din partea mea și a lor. Așa că haide să vedem, asta nu pot să cumpărăm pentru că trebuie 149 de leuți. Și o să jucăm joc aici. Și revin cu steaua. Hai să vedem, avem o stea aici. Să vedem dacă ne mai dă legendară. Stați puțin că e microfonul mult prea aproape. Să vedem dacă ne mai dă legendară sau nu. Hai să vedem dacă a fost norocul lui Aurel sau nu. Rare, rare, rare și rare. Uitați, fără Aurel care doarme acolo, săracul. Aurica, tu dormi? Dorme, Aurica. Ok, dorme Aurica, Aurel dorme acolo.
Și hai să vedem, permanent for vocations, random star drop. Hai să vedem ce ne dă de aici, sunt tare curios ce ne dă. Hai să vedem. Uuu, super rare! Uuu, epic! Nu pot să cred! Mythic! Doamne, mor cu jocul ăsta, îl iubesc! Mythic, exact ce-mi place mie, Mythic! Aurica a deschis o legendară și o deschis Mythic. Și acum următoarea upgrade, Mythic! E bun și Mythic-ul. Hai să vedem ce ne dă la Mythic, sunt tare curios. Am țepat degeaba, băieți, ăștia nici măcar 10 gemuri nu costă alea. Am țepat degeaba, dar hai să facem challenge-ul ăsta pe contul meu. Hai să vedem, la 2 win-uri, la fotbal, ne dă ăsta. La 3 win-uri și după aia gem grab și după aia așa, ne dă câte un dăsta. Hai să-l facem, hai să-l facem challenge-ul. Cam astea sunt ofertele, băieți, astea sunt ofertele pentru astăzi. Am băgat ceva bani, adică nu chiar așa de mult, pentru că mi-a dispărut oferta de aici. Trebuie să-mi apară oferta. Dispar porcăraina astea care sunt cu spray-urile astea. Nu prea sunt fanul acestor spray-uri, nu te ajută cu nimic decât cosmetice și eu vreau să avansez. Și Rafael s-a blocat acolo, nu mai merge internetul, dar haide să vedem. Bro Ball, dar cred că poți să joci cu orice brawler. Și cred că mi-aș dori să joc cu, cred că cu rosa. Hai să jucăm cu rosa, ar fi mișto să-ți dea random și o să deschidem star drop. Deci ăsta e primul match și deschidem star drop. Toată lumea joacă rosa, mâncați așa. Și ăsta al meu joacă ăla, ăsta. Al meu joacă ăsta cu bani. Uite așa, dau ăștia mine și ai mei, nici nu mă bag în seamă. Ăștia se bat aici. Voi vedeți că ăștia se bat. Ăștia se bat acolo și eu dau gol. Cât se poate, cât tupeu să am. Cât tupeu să am, cât tupeu să am, cât tupeu să am. Cât tupeu să am. Deci de ce nu dă durăm gol? De ce nu am dat gol? Pentru că am eu tupeu prea mare. Deci ăsta vrea să-mi dea pasă. A sărit peste ultimata mea, dar îl bat cu tot ultimata lui. Împadă! Ăsta deja e dus și a mai rămas unul. Ok, intrăm cu ea în poartă. Uite fotbal aici. Uite fotbal, te învață X-Laderașul fotbal. Te învață X-Laderașul tot felul de feluri. Tot felul de feluri te învață X-Laderașul. Doamne, doamne, regele stil. Hai să vedem. Ai primit gratis un permanent vacation. Hai să vedem, vacanță permanentă. Rare, rare, rare. Aoleo, măiculiță. Acesta este momentul când urăsc că am un clan. Nu te lasă deloc în pace. Hai să vedem, hai să vedem. Următorul match. Habar n-am, tot cred că tot Bro Ball. Oricum e bună rosa pe Bro Ball. Ați văzut și voi, v-am dovedit. La ei toată lumea au tankuri. La mine au spreiatul și ăla de aruncă, Barley. De ce ai luat Barley? Nu știu. Dă-mă pase. Dă pasă că intru eu cu ea. Băi, intră-n poartă mingea. Gol! Iar X-Slader, mă, top 1. Brawler. Ok, hai că e poarta goală, du-te și dă-i. Bă, dă-i, mă! Uite-l pe ăla. Da cu lob. Ok, foarte frumos, 2 win-uri. Hai să vedem, victorie. Am făcut și călengi. Nu se poate așa ceva. Ok, al doilea star drop, hai să vedem ce ne dă. Aurică, trezește-te că deschidem star drop. Rare, super rare de prima, mâncați-o. Super rare. Super rare, epic. Epic! Nu. Ok. Din păcate, nu am apucat, dar hai să vedem drumul. Ne mai dă două. Deci următorul win avem două stele. Următorul win avem două stele, două steluțe.
Mamă, parcă am bun brawler ăștia. Le-am pe ea în genu și cu săritorul. Ok, așteptăm să reviem. Și acum e momentul în care Ross aș face treaba. Dă bă col, bă! Trebuia să intru cu ea în poartă, să nu-i dau spre ea. Și asta să dea. Ce ușor să câștigă jocurile ziua de astăzi! Nu mai e ce era odată! Button in for the win! Mamă, câte deschid! Câte pot să deschid? Ia fii atent aici! Deschidem două! Rare! 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 Și rare! Păcăleana! Poate asta e după drum, dar mai... O, oh, asta e a treia! Fii atent aici! Fii atent aici, băiete! Băiete, fii atent aici! Super epic! Mamă, fac infarct râcâte. Mific, te rog eu, mific, doamne, mific, mific, mific. Nu, mă, nu, mific vreau. Ah, emote. Ce cred că ăsta e cu gem grabs? Cred că am făcut o porcaraina. Bă, ăsta e cu trenul, ăsta e de aruncători. E de aruncători, aruncă cineva, n-aruncă. Dar și eu tancuri. Nu știu sigur dacă pun tu fiș aici. Cum muri ăla al nostru, mă, că eu mă bătui cu doi. Doamne, doamne, ce porcăraina. A bătut trenul. Îl împinge în trend. A, e bună ideea. Ăla chiar l-o un brawler bun. Îl împinge în tren. Că trebuie să stau puțin mai potolit. Încă una mai trebuie. Șapte cu șapte. A murit ăla, a murit ăla. Papalucea, papalucea. Papa. Superb, superb, cred că eu sunt mereu star player în orice joc. Nu contează ce joc este, eu sunt cel mai bun. Hai să vedem. Reward for 4 win, hai să vedem. Rare. Rare. Oh, super rare mâncați așa. Super rare și epic. Bine, epic, sunt mulțumit. Am luat epic-ul. Hai să-l luăm pe kit. Hai să-l luăm pe kit. Ok, nu mai jucăm cu brawler de noi, jucăm cu kit. Hai, tată, cu kit-ul. Hai cu kit-ul, că trebuie să fie bună. Aurica, ce faci? Te culca și să culca Aurica. Se culcă Aurica, Auraina.
Dați-mă și voi! Ok. Vreau mai că ești kid, nu ne folosește. L-a călcat trenulețul. A sărit peste tren. Am sărit peste tren. Bă, ce mișto e să sar peste tren. Ce stun mi-a dat! Mamă, ăla are hypercharge! Și ai mei n-au nici star power! Asta este. Nu e prea buchit aici pentru că nu am star power pe el. Am star power pentru solo showdown. Și asta nu ne ajută deloc. Ce cânt al meu. Știi că dacă sar pe ele, îl opresc în tren. Bă, dar ăla cu frec nu e bun de nimic. Ăla cu frec nu e bun de nimic. Trebuie să le dăm în spate. Alo, șeful meu. Mamă, mamă, mamă. Și-a plecat cu ele. Nu e bun kit aici, băieți. N-ai ce căuta Frank Pardafino. Nu știe să joace Frank. Nu știe să joace Frank, e Pardafino. N-ai ce căuta cu Frank, băiatul meu acolo.
Nu ai ce căuta cu Frank, că nu știi să joci. Pardafino. Ok, hai să luăm un brawler cu care câștigăm. Cred că ăsta. Pentru că ai mei sunt Pardafino. Nu sunt prea bun cu caracterele pe care le ia. Nu știu de ce le ia. Mamă, ăla ține felinarul degetele de la picioare. Ne băgăm de asta, ușor. Așteptăm. Fiecare ultimată o contorizăm. Dacă mă supără ăsta, sar pe el direct. Dacă mă supără și ăsta, mai sar o dată. Ai mei au fugit. Au murit. Ai mei sunt uselessness. Sunt useless ai mei. Călca pe bombă și a murit cu alea. Ai lor rup, ai mei sunt pardafiri. Pardafus. Jucătorul Pardafus, așa se numesc ăștia. Hai Pardafus, hai. Vă pup, să joacă singur X-Laderașul. Nu-i trebuie lui cu echipieri. Deci nu-i trebuie. Pardafini, așa erau ai mei. Pardafini. Ia aveți jucătorul ăsta. Parafaletos. Ok, hai să vedem ce reward ne dă. Claim. Rare și rare. Super rare, ok. Bă, sunt bune astea, am 600, câte mai întreb? 1400, cred că mai trebuie. Plus că mai avem una din asta. Și hai să vedem, următorul play, hai să vedem ce mai e. 5 de 9 winner, mai jucăm o dată. Cu toate că eu nu prea juca, eu joc numai solo, showdown și restul, că nu-mi place să joc în echipă. Pentru că ai mei nu sunt buni niciodată, n-a fost unul care o să stau și el să mă care. Întotdeauna eu car, în orice joc. Ia să vedem acest tip de jucători. Pardafili Daur să numesc. Am murit cu ăla odată. Mai opresc un star power pentru ultima oară. I-am rupt. Mai opresc un ăsta pentru ultima oară. Asta e ultima oară, hai. Pardafini! Nu înțeleg, au tras amândoi și au ratat amândoi. Iar X-Lader le are pe toate. Bă, cum să face, bă, Pardafino? Cum să face că eu le am mereu pe toate? Fiecare joc star player, fiecare joc sunt pe locul întâi. Ok, hai să vedem cine star player, vreau să văd. Aoleu, X-Lader! Ce minune s-a întâmplat astăzi! Hai să vedem. Și a șase, hai să vedem. Rare! Super rare! Super rare? Epic, mific, legendar, legendar. E mic, bă, 50, n-am vedem ce face cu ele. Și, hai să vedem aici. Mamă, knockout. Bă, păi e bun Edgar pe knockout. E bun Edgar, îl păstrăm pe Edgar pe knockout. E bun.
Încă îl păstrăm. Au și ei ceva knockout, dar nu sunt așa bun ca Edgar. O, Edgar e cel mai bun, cred că, pe knockout. Bine, acum cred că și Kid, dar Kid nu e așa bun ca Edgar. Edgar, stai pândești. Ai ultimata, îl vedem pe ăla acolo, da? Așa, vedem Leonul ăsta aici. Ăla e Leon real. Ăsta e Leon real, sărim pe el. A plecat Leonul. Și acum stăm încă o dată. Hai să folosim și pe asta, că ne supără ăla cu. Și-l vezi pe ăsta așa. Îl vezi pe ăsta pe stradă dimineața. Ce faci? Că sare în cârcă. Să facem ultimata. Iar primul care apare e dus. Plus că mai am și hyper cardio. Și uite așa te joci. Uite așa te joci până dimineața. Ia uite ce frumos a sărit băiatul, iată. Iată relolica asta. Și ai mă, încă o dată star player, bă, dar nu se poate așa ceva. Eu nici nu cred că o să mai mă joc jocuri, pentru că sunt prea bun. Rare, rare, rare și rare, slab. Slab, slăbătură, slăbănogus. Ok. Hai să vedem, încă una. Rare. Rare. Rare și rare. Wow, știu din prima. Ok, câte mai avem? Câte mai avem? Câte mai avem la challenge-ul ăsta? Încă două. Încă două, ok, hai. Încă o dată, knockout tot cu Edgar. După aia s-ar putea să selectăm pe Kit, să testez ceva pe Kit aici. Mamă, Spike. Te rupe Spike-ul. Ro 180, dacă ești în comentarii, spune eu eram. Că știu că ești de România. Și-l vezi pe ăsta cu tunul. Care vine cu... Hai să-l bat eu pe Spike-ul ăsta. Ok, m-a bătut, da? L-am luat și eu cu el pe mine. M-a rupt, bă, Spike-ul. Ăla cu Colt-ul nu face nimic. Nu face nimic. Asta e runda pierdută. Eu nu am încredere în ăștia. Mai e 1v1, a? Teoretic, ăsta trebuie să îl bată pe Piper. Teoretic. Mamă, ce pe lângă a dat. Bravo, tată. Superb. Joacă și ăsta bine, Damon. Nu mai sar pe Spike. Spike mă bate. Dar vrei să mă ajute cineva să-i dea niște damage? Rămăsai decât eu, dar am ultimata, am ultimata. Nu știu cum îl omoră ăla cu săritul din tun. Hai că-l bat eu pe tunul ăla. Că vine pe aici, îl bat eu pe tunul ăsta. Ca să scăpăm de el. L-am prins și mai asta. Ok, bravo Damon. De data asta recunosc Damon a jucat mult mai bine decât mine. Și el este star playerul. Hai să vedem. Ultima, cred că. Inspiră, expiră Marius. Inspiră, expiră Marius. Rare. Rare. Super rare! Super rare și epic. Epic, 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 epic. Porcărie. Ok. Mai am una, bă, stai că mai e una. Perfect. Dacă mai e una, eu sunt mulțumit. Mă declar mulțumit. Mă declar mulțumit. Mă declar mulțumit. Mamă, Spike mă rupe de aproape. Ar trebui să am protecția aia. Dacă sar pe... Uite, 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 uite. Uu, ce m-a ars aia. Mamă, ne-au bătut ăștia, bă, Rabla. Rabla 2009.
Vezi că eu am omorât unul față de tine. Dă-i bă, ăla nu face nimic cu albina aia, porcăraina aia de albină. E pierdut ăsta, băieți, din păcate, e pierdut. Da, e ce face, ăla cu albina nu prea joacă bine deloc. N-a dat ultimata, trebuie să dea ultimata. Slăbuț, ia mă să-l iau pe kit. Da, să-l iau și pe kit, băieți. Unde e kitul meu? Kitul meu favorit, Aurica. Auraina, hai Auraina. Auraina! Hai, tata. Kit, hai să vedem dacă e bun kit de ceva aici. Să uită ăla. Ăla să uită. Ăla să uită. E plăcut ce văzu. Am luat pe unul, trebuia să vină ăștia să se bage. Și mai e ăla. Bravo, tăticu. Deci fii atent, dacă ăștia ar sări cu mine odată, ar rupe. I-am ars. I-a ars kit-ul, pisica. Ia uite, fii de aici. Ăștia chiar nu știu că le-ai invincibil în timp ce atacă. Ăștia... Challenge one! Bine, bine, Mariusic. Hai să vedem. Ultima steluță pentru 9 win-uri. Challenge-ul a fost câștigat. Hai să vedem. Legendarii. Mific. Epic din primă! Mific! Doamne, exact ce-mi doream de ziua mea. Mific. Și legendar, te rog, mai am două șanse. Mific, legendar. Fui. Aoleu, pentru câinele ăsta m-am bucurat eu. Pentru un câine care aplaudă. Hai să luăm și ăstea. Mai luăm o dată. Perfect. Așa. Și hai să jucăm un solo showdown. Pisica. Bă, sunt uimit mică, mi-a dispărut oferta de pe shop. Bă, frate, pune bă, o lună. Mamă, cum suntem așezați. Hai să vedem. Ultima ta o avem gratis. Nu știu dacă asta conține cutii. Nu prea văd cutii, din păcate. Era să mă duc. Mamă, broaștele. Broaștele. Bă, dar nu mă face! Broaștele! Nu mai broaște! Bă, pe ăsta nu cred că îl bat, are prea multă viață. Bă, trebuie să fac 1000 de trofee pe ăsta. Mamă, Spike-ul mă bate 100% Spike-ul. Întotdeauna e un brawler bun. Am mai rămas Spike-ul.
Dacă aș apuca să-i dau două lovituri. Regele. Regele lumii. Regele lumii. Regele. Bineînțeles că Kit e prea tare caracterul. Nici măcar nu sunt puteri aici. Nici măcar nu sunt puteri. Dar e bine să te bați. Dar nu mă ajută pe mine pentru că am star power-ul cu putere. Pică după fiecare erou câte una. Și nici măcar nu sunt puteri aici. Mamă, chiar la limită când să intru aici. Hai să vedem. Ceva așa să luăm. Ar vrea timp. Vezi ce timp ori îți dau ție. Vezi ce timp ori îți dau ție. N-a timp. Ia timp de aici. Tu vrei timp, omul meu? Ah, mă bătu, bă! Mă bătu, bă! Da, a câștigat două trofee. Jubilai a câștigat două trofee. Mă bătu, bă! Ok. Așteptăm, așteptăm ultimata. Asta e cel mai bun scop al meu. Iată pe Jubilae. Dia. Dia. Dia, ești o braznică, Dia. Ești o braznică. Ești o braznică. Oule, ești imună? Dia, ești o braznică cu mine. Ești o braznică cu Aurică. Deja ne căutăm următorul target. El cântă. Stai să vezi ce cântări îți dau eu ție. Stai să vedem. Arunci? Mi-a dat stun, bă. L-am gherănit pe ochi. Ești obraznic? Ești obraznic? Regele, mă, regele. N-ai ce să-i zici lui Kit. Kit e șeful. Deocamdată Kit e șeful Brawl Stars-ului. Rupe tot, rupe tot. Sare non-stop, ultimată la discreție. Dacă ar mai avea și Hyper Charge la discreție, ai rupe. Nu uitați de like. Dacă v-ați uitat până aici, scrieți așa. Aurel23, papa. Pa.